Bună, bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi este duminică, ceea ce înseamnă că avem o nouă povestire de Agata Criste. Sper să vă placă! Grajdurile lui Augias, de Agata Criste. Situația este extrem de delicată, domnule Poirot. Un zâmbet ușor flutură rapid pe buzele lui Hercul Poirot, care fu cât pe ce să răspundă. Întotdeauna este așa. În schimb, adoptă o mână serioasă care ar fi putut fi descrisă drept o combinație de înțelegere și extremă discreție. Sir George Conway continuă cu mare seriozitate. Expresiile curgeau ușor de pe buzele sale. Delicatețea extremă a poziției de guvernator, interesul public, solidaritatea partidului, necesitatea prezentării unui front unit, puterea presei. Bunăstarea țării. Totul suna cum nu se poate mai bine, dar erau doar vorbe goale. Hercule Poirot sesiză încordarea atât de familiară a folcilor când simți nevoia să caști, dar politețea te împiedică să faci asta. Mai simțise acest lucru când citea procesele verbale ale dezbaterilor parlamentare, însă, în acele cazuri, nu fusese nevoit să-și ascundă căscatul. Se pregăti sufletește să îndure totul cu răbdare. În același timp, îi era milă de Sir George Conway. Era evident că omul dorea să-i spună ceva și la fel de evident era că își pierduse talentul de a povesti simplu. Pentru el, vorbele deveniseră un mijloc de ascundere a faptelor, nu de dezvăluirea lor. Era versat în arta folosirii expresiilor utile adică acelor fraze care sună frumos în ureche, dar care sunt total golite de înțeles. Cuvintele se rostogoleau, bietul Sir George se înroșise de-a binele la față, iar încă o privire disperată bărbatului aflat la capătul mesei, iar celălalt interveni. Edward Ferrier spuse, E în regulă, George, îi spun eu." Hercule Poirot își mută privirea de la ministrul de interne la prim-ministru. Simți un interes real pentru Edward Ferrier. Un interes născut de o frază întâmplătoare a unui bătrân de 82 de ani. După ce rezolvase o problemă ce ținea de chimie, esențială pentru condamnarea unui criminal, profesorul Fergus MacLeod abordase o clipă chestiunile politice. La retragerea faimosului și îndrăgitului, John Hammett. În prezent, Lord Carnworthy, ginerele său, Edward Ferrier, îi se ceruse să formeze cabinetul. După standardele politicienilor, era un om tânăr, nu împlinise 50 de ani. Profesorul MacLeod spuse, Ferrier mi-a fost student odată, este un om de încredere. Asta fusese tot, dar pentru Hercule Poirot era suficient. Dacă Macleod spunea despre un om că este de încredere, asta reprezenta o mărturie a caracterului acestuia, în comparație cu care entuziasmul popular sau al presei nu avea nicio valoare. Aceasta concisese cei drept și cu părerea publicului. Edward Ferrier era considerat un om de încredere, atât nu strălucit, nu măreț, nu cărturar, nici măcar un orator cu prea multă elogvență. Era doar un om de încredere, crescut în spiritul tradiției, căsătorit cu fica lui John Hammett, care fusese mâna dreaptă a acestuia și căruia îi se putea încredința sarcina guvernării țării în tradiția lui John Hammett. Pentru că John Hammett era un personaj deosebit de drag presei și poporului din Anglia, era într-o tuturor calităților iubite de un englez. Oamenii spuneau despre el. Se simte că Hemet e censtit. Circulau anecdote despre viața lui simplă, despre pasiunea pentru grădinărit. La fel de celebre ca pipa lui Baldwin și umbrela lui Chamberlain, era Lodenul lui Hammett. Întotdeauna îl purta cu el o piesă de îmbrăcăminte decolorată de vreme. Reprezenta un simbol al climatului englez, al precauției prudente a rasei engleze, a atașamentului lor pentru obiecte vechi. Mai mult, în felul său bolovănos, John Hammett era un orator. Discursurile sale, rostite cu calm și seriozitate, conțineau acele clișee simple și sentimentale, atât de adânc înrădăcinate în inimele englezilor. Uneori străinile critică, afirmând că sunt atât ipocrite cât și insuportabil de nobile. Pe John Hammett nu-l deranja deloc să fie nobil. Într-o manieră cavaleriască, de școală veche, ușor superioară. Mai mult, era un om cu o prezență impresionantă, înalt, elegant, blond, cu ochi foarte albaștri. Mama lui era daneză și el însuși fusese mulți ani prim lord al amiralității, ceea ce îi adusese porecla de vikingul. Când, în cele din urmă, Sănătatea precară îl obligase să predea frâiele funcției, o neliniște profundă se instalase în țară. Cine avea să-i urmeze? Strălucitul Lord Charles de la Field? Prea strălucit. Anglia nu avea nevoie de strălucire. Evan Whitler? Deștept, dar poate puțin cam lipsit de scrupule. John Potter? Genul de om care se putea vedea în postura de dictator, și noi nu doream niciun dictator în această țară. Mulțumim foarte mult! Deci, un oftat de ușurare se auzi atunci când liniștitul Edward Ferrier preluă funcția. Ferrier era în regulă. Fusese pregătit de bătrân, se însurase cu fica bătrânului. Folosind o expresie clasică englezească, Ferrier avea să continue. Hercul Poirot îl studie pe bărbatul calm, cu chip măsliniu și voce plăcută, svelt și brunet și cu o înfățișare obosită. Edward Ferrier spunea, Domnule Poirot, poate ați auzit de un săptămânal numit X-Ray News?" Mi-am aruncat ochii pe el," recunoscu Poirot, roșind ușor. Prim-ministrul continuă, Atunci știți mai mult sau mai puțin ce conține." Chestii semicalomnioase." articole acide care fac aluzii la vreo istorie secretă senzațională. Unele sunt adevărate, altele sunt inofensive, dar toate sunt servite într-o manieră picantă. Ocazional, făcu o pauză, apoi continuă cu o voce ușor schimbată. Ocazional, este ceva mai mult. Hercul Poirot păstră tăcerea. Ferie, reluă sunt două săptămâni de când se fac aluzii privind dezvăluiri iminente ale unui scandal de prima mână în cele mai înalte cercuri politice. Dezvăluiri uluitoare de jaf și corupție. Hercul Poirot răspunse, ridicând din numeri, E o șmecherie veche. Când respectivele dezvăluiri chiar sunt făcute, de obicei îi dezamăgesc crunt pe amatorii de senzațional. Acestea nu-i vor dezamăgi, replică Ferier sec. Deci, știți care vor fi aceste dezvăluiri? Întrebă Hercul Paro. Cu o doză destul de mare de acuratețe. Edward Ferrier rămase tăcut o vreme, apoi început să vorbească. Atent, metodic, prezentă povestea. Nu era o relatare edificatoare. Acuzații privind folosirea unor tertipuri nerușinate, jonglerii cu acțiuni, utilizare abuzivă a fondurilor partidului, Acuzațiile erau îndreptate împotriva fostului prim-ministru, John Hammond. Îl arătau ca pe un ticălos necinstit, un șarlatan care înșela încrederea oamenilor, care își folosise poziția ca să strângă pentru sine o avere uriașă. Vocea calmă a prim-ministrului se opri în cele din urmă. Ministrul de interne gemu și izbucni. Este monstruos, monstruos, tipul ăsta, Perry, care scoate mizeria asta, ar trebui împușcat. Aceste, așa zise, dezvăluiri urmează să apară în X-Ray News? Da. Ce măsuri propuneți să fie luate în acest caz? Toate astea reprezintă un atac direct la adresa lui John Hammond. Are posibilitatea să dea ziarul în judecată pentru calomnie, spuse ferier încet. Și o să fac asta? Nu. De ce? Probabil că X-Ray News abia așteaptă asta publicitatea de care s-ar bucura ar fi enormă. În apărarea lor, ar invoca libertatea de expresie și faptul că a existat pretenția că afirmațiile sunt adevărate. Toată afacerea ar fi ținută în mod exagerat în lumina reflectoarelor. Totuși, dacă pierd procesul și pierderile lor ar fi extrem de mari. Ferier rosti încet. S-ar putea să nu-l piardă. De ce? Sir George răspunse afectat. Eu consider totuși că... Dar Edward Ferrier deja începuse să vorbească. Fiindcă ceea ce au de gând să publice este adevărul. Un geamăt izbucni din gâtlejul lui Sir George Conway, revoltat de o asemenea sinceritate total neparlamentară. Edward, prietene dragă!" exclamă el. Desigur că nu o să recunoaște. Umbra unui zâmbet tre trecu pe chipul obosit al lui Edward Ferrier. Din nefericire, George, sunt momente când adevărul gol-goluț trebuie să fie spus. Acesta este unul dintre acele momente. Sir George exclamă. Înțelegeți, domnule Poirot, că totul este strict confidențial, niciun cuvânt. Ferierul îl întrerupse. Domnul Poirot înțelege asta. Apoi continuă încet. Ceea ce s-ar putea să nu înțeleagă sunt următoarele. Tot viitorul Partidului Popular este acum în joc. John Hammond, domnule Poirot, a fost Partidul Popular. A fost întruchiparea a ceea ce acesta reprezintă pentru poporul englez, întruchiparea decenței și a cinstei. Nimeni nu ne-a crezut vreodată străluciți. Am făcut gafe și încurcături, dar am reprezentat tradiția strădaniei de a face ce ne stă în puteri și am reprezentat, de asemenea, cinstea fundamentală. Nenorocirea noastră este că acest, acest om era simbolul nostru, omul cinstit al poporului, par excellence, și s-a dovedit a fi cel mai mare bandit al generației sale. Un alt geamă ți-a auzit dinspre Sir George. Dumneavoastră nu ați știut nimic despre toate astea? Întrebă Poirot. Din nou, un zâmbet străbătu rapid fața obosită a lui Ferier. S-ar putea să nu mă credeți, dar, ca toți ceilalți, am fost complet indus în eroare. Nu am înțeles niciodată atitudinea ciudat de rezervată a soției mele față de tatăl ei. Acum o înțeleg. Ea îi cunoștea adevăratul caracter. Făcu o pauză, apoi continuă. Când adevărul a început să iasă la ivială, am fost îngrozit, nu mi-a venit să cred. Am insistat ca socrul meu să demisioneze din motive de sănătate și ne-am apucat să să curățăm mizeria. Sir George gemu. Grajdurile lui Augias. Poirot resări. Mi-e teamă, spuse ferier, că se va dovedi o treabă prea herculeană pentru noi. Odată ce faptele devin publice, va exista un val de reacții în întreaga țară. Guvernul va cădea. Vor urma alegeri generale și, după toate probabilitățile, Everhard și partidul său se vor întoarce la putere. Știți care e politica lui Everhard, Sir George izbucni. E un tăciune aprins, un adevărat tăciune aprins. Ferie rosti cu gravitate. Everhard este capabil, dar este nesăbuit, agresiv și total lipsit de tact. Susținătorii lui sunt incapabili și schimbători. Ar fi practic o dictatură. Hercul Poirot dădu aprobator din cap. Sir George Behăi, ce bine dacă am putea mușamaliza totul încet, premierul clătină din cap. Era o mișcare care sugera înfrângere. Am trimis după dumneavoastră, domnule Poirot, ca ultimă speranță. După părerea mea, toată afacerea asta este prea mare, prea mulți oameni știu despre ea ca să poată fi ascunsă cu succes. Singurele două metode care ne-au mai rămas sunt, ca să o spun pe șleau, fie folosirea forței, fie legalizarea mitei. Și nu cred că există reale șanse de succes. Ministrul de interne a comparat necazurile noastre cu sarcina curățării grajdurilor lui Augias. Este nevoie, domnule Poirot, de puterea unui potop, de dezlănțuirea celor mai mari forțe ale naturii, nimic altceva decât de un miracol. De fapt, este nevoie de un Hercule," zise Poirot, dând din cap cu o expresie încântată. Apoi adăugă, Nu uitați, numele meu este Hercul." Și puteți face miracole, domnule Poirot?" întrebă Edward Ferrier. Nu din acest motiv ați trimis după mine? Fiindcă ați crezut că pot să fac?" E adevărat. Mi-am dat seama că, dacă mai există o salvare, ar putea veni numai prin intermediul unei sugestii fantastice și complet neortodoxe. Se opri o clipă, apoi reluă. Dar poate, domnule Poirot, aveți un punct de vedere etic asupra situației? John Hammett a fost un excroc și legenda lui John Hammett trebuie distrusă. Poate cineva să-și construiască o castă cinstită pe o fundație necinstită? Nu știu, dar știu că vreau să încerc zâmbi cu amărăciune subită. Politicianul vrea să-și păstreze scaunul, ca de obicei, din cele mai nobile motive. Hercul Poirot se ridică și spuse. Monso, poate că experiența căpătată în cadrul poliției nu mi-a dat prilejul să am o părere foarte bună despre politicieni. Dacă John Hammond ar mai fi în funcție, nu aș ridica un deget, nu, nici măcar un deget. Dar știu ceva despre dumneavoastră un om cu adevărat mare, unul dintre cei mai mari oameni de știință și cărturari ai zilelor noastre, mi-a spus că sunteți un om de încredere, așa că voi face tot ce-mi stă în puteri. Se înclină și părăsi încăperea. Sir George izbucni. Ei bine, ce mai neobrăzare! Dar Edward Ferrier, încă zâmbind, replică. A fost un compliment. Capitolul 2 în timp ce cobora, Hercul Poirot fu interceptat de o femeie înaltă, blondă, care îi spuse V-aș ruga să veniți în salonul meu, domnule Poirot. Detectivul se înclină și urmă. Femeia închise ușa, îi făcu semn să se așeze pe un scaun și -i oferi o țigară. Ea se așeză în fața lui și rosti calm. Tocmai v-ați văzut cu soțul meu și v-a spus despre tatăl meu. Poirot o privi cu atenție, văzu o femeie înaltă, încă frumoasă, cu un chip care vădea caracter și inteligență. Doamna Ferier era o figură foarte populară. Ca soția premierului, avea parte în mod firesc de atenția publică. Ca fica tatălui său, popularitatea ei era încă și mai mare. Dagmar Ferrier reprezenta idealul popular pentru femeia din Anglia. Era o soție devotată, o mamă afectoasă, și împărtășea dragostea soțului ei pentru viața la țară. Era interesată tocmai de acele aspecte ale vieții publice, considerate în general a fi sferele potrivite pentru activitățile feminine. Se îmbrăca bine, dar niciodată cu o eleganță ostentativă. Dedica mult din timpul și preocupările ei activităților caritabile de amploare și pusese în aplicare planuri speciale pentru ajutorarea femeilor ai căror soți erau șomeri. Era admirată de întreaga națiune și reprezenta cel mai valoros bun al partidului. Probabil că sunteți teribil de îngrijorată, madame, zise Poirot. Oh, așa e, nici nu știți cât de tare. Vreme de mulți ani mi-a fost groază de ceva. Deci, nu ați avut nici cea mai mică idee despre ceea ce se întâmplă? Întrebă Poirot. Ia clătină din cap. Nu, absolut deloc. Știam doar că tatăl meu nu era. nu era ceea ce credea toată lumea. Mi-am dat seama, încă de când eram copil, că eram un impostor. Vocea ei era joasă și amară. Numai pentru faptul că e căsătorit cu mine, Edward, Edward va pierde tot. Poirot spuse cu o voce calmă: Aveți vreun dușman, madame? Ea ridică privirea surprinsă. Dușmani? Nu cred. Poirot zise gânditor. Eu cred că aveți. Apoi continuă. Aveți curaj, madam. S-a pus în mișcare o campanie de proporții împotriva soțului dumneavoastră și împotriva dumneavoastră. Trebuie să fiți pregătită să vă apărați. Dar nu eu contez, numai Edward. Unul îl implică și pe celălalt, replică Poirot. Nu uitați, madam, că sunteți soția cezarului. Văzu cum îi dispare culoarea din obraj. Doamna Ferier se plecă în față și spuse. Ce încercați să-mi spuneți? Capitolul 3 Percy Perry, editorul ziarului X-Ray News, stătea la biroul său și fuma. Era un om scund, cu o față de viezure. Spunea cu o voce moale, onctoasă. O să-i facem praf. Minunat, minunat, o doamne! Mâna lui dreaptă, un tânăr slab, cochelari, zise tulburat. Nu ești îngrijorat? Să mă aștept la acțiuni de forță nu e stilul lor. Nu au curaj. Oricum, nu le-ar servi la nimic. Nu. După cum am organizat totul în țara asta, pe continent și în America. Probabil sunt destul de fierți, afirmă celălalt. Nu o să facă nimic? O să trimită pe cineva să discute. Se auzi un băzâit. Percy Perry ridică receptorul. Cine zici că e? Bine, trimite-l sus. Închise telefonul și rânji. L-au trimis pe copoiul la belgian să se ocupe. Vine chiar acum să-și facă numărul. Vrea să știe dacă o să cooperăm. Hercul Poirot intră în încăpere. Era îmbrăcat impecabil și avea o camelie albă la butonieră. Mă bucur să vă cunosc, domnule Poirot, începu Percy Perry. Erați în drum spre hipodromul regal de la Ascot? Nu, greșeala mea. Hercul Poirot replică. Sunt flatat. Oricine speră să aibă o înfățișare adecvată. E cu atât mai important, măsură inocent cu privirea chipul editorului și îmbrăcămintea oarecum șleampătă, când persoana respectivă e destul de puțin înzestrată de la natură. Perioada e scurt. De ce ați dori să mă vedeți? Poirot se aplecă în față, îl bătu ușor pe genunchi și spuse cu un r zâmbet radios. Șantaj. Ce naiba vreți să spuneți cu șantaj? Am auzit. O păsărică mi-a spus că, în diferite ocazii, ați fost pe punctul să publicați anumite afirmații foarte dăunătoare în ziarul dumneavoastră spiritual. Apoi, cu o micuță și foarte plăcută umflare a contului de bancă, acele afirmații n-au mai fost publicate până la urmă. Poirot se lăsă pe spătar și clătină din cap, părând oarecum mulțumit. Vă dați seama că ceea ce sugerați poate fi considerată calomnie? Poirot zâmbi plin de încredere. Sunt sigur că nu o să vă supărați. Ba mă supăr, că despre șantaj nu există vreo dovadă că aș fi șantajat vreodată pe cineva. Nu, nu, sunt sigur. M-ați înțeles greșit. Nu vă amenințam. Doar pregăteam terenul pentru o întrebare simplă. Cât? Nu știu despre ce vorbiți, replică Percy Perry. Despre o chestiune de importanță națională, domnule Perry. Schimbară o privire plină de înțelesuri. Eu sunt un reformist, domnule Poirot, zise Percy Perry. Vreau să văd că se face curățenie în politică. Sunt împotriva corupției. Știți care este starea politicii în țara asta? Grajdurile lui Augias, nici mai mult, nici mai puțin. Tien, exclamă Hercul Poirot, și dumneavoastră ați folosit expresia asta. Și pentru a curăța aceste grajduri, continua editorul, este nevoie de marele potop purificator al opiniei publice. Hercul Poirot se ridică în picioare și zise. Aplaud aceste sentimente. Apoi adăugă, Păcat că nu aveți nevoie de bani. Percy Perry se grăbi să spună. Hei, stați puțin, nu am zis că... Dar Hercul Poirot deja ieșise pe ușă. Motivația lui pentru evenimentele ulterioare este că nu suportă șantajiștii. Capitolul 4 Evorit Dashwood, tânărul vesel angajat la The Branch, îl bătu afectuos pe spate pe Hercul Poirot. Există mizerii și mizerii, dragul meu, spuse el. Mizerile mele sunt curate. asta i tot. Nu voiam să spun că ești la același nivel cu Percy Perry. Căpușa aia nenorocită e o pată pentru profesia noastră. Cu toții l-am terminat dacă am putea. În acest moment se întâmplă să fiu implicat într-o mică afacere de curățare a unui scandal politic, afirmă Hercul Poirot. Curez grajdurile lui Augias, nu? zise Dashwood. E cam prea mult și pentru tine, prietene. Sper că trebuie numai să scoți din matcă Tamisa și să iei cu totul parlamentul. Ești cam cinic, replică Hercul Poirot, clătinând din cap. Pur și simplu cunosc lumea, asta e tot. Cred că ești exact omul pe care îl căutam. Ai o fire fără stâmpăr. Ești un tip corect și îți place tot ce iese de sub tipar. Și asta înseamnă că am un mic plan pe care vreau să-l pun în practică. Dacă ideile mele sunt corecte, o să fie demascat un complot senzațional și asta, prietene, va fi o lovitură pentru ziarul tău. Se face, rostit Dashwood vesel. Este vorba de un complot obscen împotriva unei femei. Din ce în ce mai bine, chestiile legate de sex se vând întotdeauna. Atunci stai jos și ascultă. Capitolul 5 Oamenii vorbeau. La Goose and Fetters, un Little Wimplington. Ei bine, nu cred asta. John Hammett a fost mereu un om cinstit, nu ca unii dintre politicienii ăștia. Așa s-a zis despre toți șarlatanii înainte să fie demascați. Se zice că a făcut mii de lire din afacerea aia cu petrolul palestinian. N-a fost decât o șmecherie. asta e tot. Toți sunt o apă și un pământ, niște excroci, până la unu. Ba, po Everhard, nu o să-l vezi făcând una ca asta. El e unul de școală veche. Eu nu pot să cred că John Hammett e din gașca bandiților. Nu-ți vine să crezi că te scriu ziarele în ziua de azi. Nevasta lui Ferrier e fică sa. Ai văzut ce se zice despre ea? Se plecat asupra unui exemplar citit și răscitit din X-Ray News. Nevasta lui Cezar? Am auzit cu o anumită doamnă suspusă din politică a fost zărită de un în niște împrejurări foarte ciudate, împreună cu gigoloul ei. Oh, Dagmar, Dagmar, cum ai putut să fie atât de nesăbuită? Doamna Ferier nu e genul. Gigolo, ăsta e un bagabond de la macaronar. O altă voce rosti. Nu poți să știi niciodată cu muierile. toate sunt la fel, dacă mă întreb pe mine. Capitolul 6 Oamenii vorbeau, dar, dragă, cred că este absolut adevărat. Naomi a aflat de la Paul care a auzit de la Andy. E o adevărată depravată. Însă mereu a fost atât de teribil de demodată și decentă la deschiderea de bazaruri. E doar un camuflaj, dragă. Se spune că e o nimfomană. Ei bine, vreau să zic că totul e în X-Ray News. A, nu se spune chiar direct, dar poți citi printre rânduri. Nu știu cum află chestiile astea. Ce părere ai de scandalul ăsta politic? Se spune că tatăl ei a delapidat fondurile partidului. CAPITOLUL 7. Oamenii vorbeau. Nu-mi place să mă gândesc la asta. Cu asta basta, doamnă Rogers. Adică, întotdeauna am considerat că doamna Ferrier este o femeie cu adevărat drăguță. Crezi că toate lucrurile astea îngrozitoare sunt adevărate? După cum am zis, nu-mi place să cred asta despre ea. Păi, cum? De-abia a deschis un bazar în Pelchester în iunie trecut. Am fost aproape de ea cum sunt de canapeaua asta și avea un zâmbet atât de plăcut. Dar ce spun eu este că nu există fum fără foc. Ei bine, sigur că este adevărat. O, oh, Doamne, se pare că nu mai poți avea încredere în nimeni. Capitolul 8 Edward Ferrier, cu chipul alb și încordat, îi spuse lui Poirot. Aceste atacuri la adresa soției mele sunt scârboase, absolut scârboase. O să-l dau în judecată pe mizerabilul acela. Hercul Paro replică. Nu v-aș sfătui să faceți asta. Dar minciunile astea furisite trebuie să înceteze. Sunteți sigur că toate sunt minciuni? Naiba să te ia, da! Paro întrebă, înclinându-și ușor capul într-o parte. Ce spune soția dumneavoastră? Pentru o clipă, Ferier păru luat prin surprindere. Zice că cel mai bine ar fi să nu luăm în seamă, dar nu pot să fac asta, toată lumea vorbește. Da, toată lumea vorbește, fu de acord Hercul Poirot. Capitolul 9 Apoi, în toate ziarele, apărut micul anunț sec. Doamna Ferier a suferit o ușoară cădere nervoasă. Ea s-a dus în Scoția pentru recuperare conjuncturi, zvonuri, informații sigure că doamna Ferier nu se află în Scoția, că nu fusese niciodată în Scoția. Povești, povești scandaloase referitoare la locul unde doamna Ferier se afla cu adevărat. Și iarăși, lumea vorbea. Îți spun eu, Andi a văzut-o și încă în locul ăla îngrozitor. Era biată sau drogată și cu un gigolo argentinean absolut îngrozitor. Ramon, îți dai seama? și mai multe vorbe. Doamna Ferrier fugise cu un dansator argentinian. Fusese văzută la Paris, drogată. Lua droguri de ani întregi. Bia ca un bețivan de ultima speță. Încet, încet, spiritul virtuos al locuitorilor Angliei, la început, neîncrezător, se îndrăgise împotriva doamnei Ferrier. Se părea că trebuia să existe ceva adevăr în asta. Ea nu era genul de femeie potrivită să fie soția prim-ministrului. Oh, Jezebel, asta este nimic mai mult decât o Jezebel." Apoi apăruseră pozele. Doamna Perier, fotografiată la Paris, întinsă lejer pe canapeaua unui club de noapte, cu brațul înconjurând familiar umărul unui tânăr brunet, cu piele măslinie și înfățișare depravată. Alte instantanee pe jumătate dezbrăcată pe o plajă, cu capul sprijinit de umărul acelui pierd de vară. Și de doamna Ferrier se distrează. Două zile mai târziu, ziarul X-Ray News fu dat în judecată pentru calomnie. Capitolul 10 Cazul fu prezentat din partea acuzării de Sir Mortimer Inglewood. Impunător și plin de indignare, acesta susținut că doamna Ferrier era victima unui complot infam, un complot care putea fi asemănat numai cu faimosul caz al colierului reginei, familiar cititorilor lui Alexandre Duma. Acel complot fusese pus la cale pentru a o denigra pe regina Maria Antoneta, în ochii poporului. La fel, și acest complot fusese instrumentat pentru a discredita o femeie nobilă și virtuoasă aflată în țara asta în poziția soției lui Cezar. Sir Mortimer vorbi, în continuare, cu dispreț amar despre fasciștii și comuniștii care căutau să submineze democrația prin orice mașinație necinstită cunoscută. Apoi începu să cheme la bară martorii. Primul pe listă fu episcopul de nord Doctorul Henderson, Episcopul de Northumbria era una dintre cele mai bine cunoscute figuri din Biserica Anglicană. Un om de mare cucernicie și integritate de caracter. Era un om cu mintea deschisă, tolerant și un predicator minunat. Era iubit și respectat de toți cei care îl cunoșteau. Intră în boxă și jură că, între datele menționate, doamna Edward Ferrier stătuse la palat cu el și cu soția lui. Epuizată de activitățile de binefacere, îi se recomandase o odihnă completă. Vizita ei fusese ținută în secret, astfel încât să înlăture orice motiv de îngrijorare din partea presei. Un doctor eminent îi urmă episcopului și depuse mărturie că îi recomandase doamnei ferier o odihnă și lipsa totală a oricărei griji. Un medic generalist local declară că o îngrijise pe doamna Ferrier la palat. Următorul martor chemat fu Telma Anderson. Un fior străbătu curtea când femeia intră în boxa martorilor. Toată lumea își dădu seama de puternica asemănare a acesteia cu doamna Edward Ferrier. Numele dumneavoastră este Telma Anderson? Da. Sunteți cetățean danez? Da, m-am născut la Copenhaga. Ați lucrat anterior la o cafenea aici? Da, domnule. Vă rugăm să ne spuneți cuvintele dumneavoastră ce s-a întâmplat pe 18 martie. Există un gentleman care venea la masa mea, un domn englez. Mi-a zis că lucrează pentru un ziar englezesc, X-Ray News. Sunteți sigură că a menționat numele acesta? X-Ray News? Da, sunt sigură, pentru că, vedeți, la început am crezut că e o publicație medicală, dar nu, se pare că nu este așa. Apoi mi-a zis că există o actriță de film care dorește să-și găsească o dublură și că eu sunt exact tipul potrivit. Eu nu știu multe despre filme și nu am recunoscut numele pe care l-a zis, dar el mi-a spus că da, este foarte faimoasă, dar că nu se simte bine și că vrea pe cineva să apară în public iar pentru asta îmi va plăti mulți bani. Ce sumă v-a oferit acest domn? 500 de lire. La început nu am crezut, am crezut că e vreo șmecherie, dar mi-a plătit imediat jumătate de sumă, așa că atunci mi-am dat demisia de unde lucram Povestea continuă. Pusese dusă la Paris, i se dăduseră haine elegante, precum și o escortă. Un domn argentinian foarte drăguț, foarte respectos, foarte politicos. Era clar că femeia se distrase foarte bine. Zburase la Londra și fusese dusă la anumite cluburi de noapte de către cavalerul ei cu piele măslinie. Fusese fotografiată la Paris cu el. Unele dintre locurile în care fusese nu erau recunoscuia chiar foarte drăguțe. Într-adevăr, nu erau deloc respectabile iar unele dintre fotografiile făcute, nici acelea nu erau foarte drăguțe. Dar aceste lucruri, i se explicase, erau necesare pentru reclamă, iar senor Ramon fusese extrem de respectos. Răspunzând la întrebări, declarase că numele doamnei Ferier nu fusese niciodată pomenit și că nu avea idee că aceasta era doamna pe care se presupunea că o dubla. Nu voise să facă niciun rău, Identifică anumite fotografii care îi fusese arătate ca fiind făcute la Paris și pe Riviera. Exista un aer de deplină sinceritate la Thelma Anderson. Era în mod evident o femeie plăcută, dar ușor prostuță. Profunda întristare pentru toate cele întâmplate, acum că înțelegea, era evidentă pentru toată lumea. Apărarea fune convingătoare. O negare frenetică a faptului că se făcuse vreo înțelegere cu Anderson. Fotografiile în chestiune, fusese aduse la biroul din Londra și se crezuse că sunt autentice. Discursul de încheiere a lui Sir Mortimer ridică sala în picioare. Descrise întreaga afacere ca pe un complot politic mișelesc, venit să-i discrediteze pe prim-ministru și pe soția lui. Toată simpatia avea să se îndrepte spre nefericita doamnă Ferier. Verdictul, o concluzie previzibilă, fu dat în mijlocul unor scene fără precedent. Prejudiciile fură evaluate la o sumă enormă. Când doamna Ferier și soțul ei părăsiră tribunalul, mulțimea imensă îi întâmpină cu urale apreciative și entuziaste. Capitolul 11 Edward Ferrier prinse cu căldură brațul lui Paro și spuse Mulțumesc, domnule Poaro. Asta o să desfințeze x ray News. Nenorociții. Sunt complet terminați. Așa le trebuie dacă au pus la cale un asemenea complot grosolan. Și împotriva lui Degmor, cea mai bună ființă din lume, slavă domnului că ați reușit să dați în vileag înșelătoria asta nenorocită. Cum va venit ideea că s-ar putea să folosească o dublură? Nu este o idee nouă, îi reaminti Poirot. A fost folosită cu succes în cazul lui Jane de la Mot când i-a luat locul Mariei Antoneta. Știu, trebuie să recitesc colierul reginei, dar cum ați găsit-o pe femeia pe care o foloseau? Am căutat-o în Danemarca și am găsit-o acolo. Dar de ce în Danemarca? Fiindcă bunica doamnei ferier era daneză și chiar ea are trăsături tipic daneze. Și au mai fost și alte motive. Asemănarea este într-adevăr uimitoare. Ce idee diavolească! Mă întreb cum a ajuns șobolanul acela mic să se gândească la așa ceva. Poară zâmbi, dar nu s-a gândit. Se bătu cu palma în piept. Eu m-am gândit. Edward Ferrier îl privi uimit. Nu înțeleg. Ce vreți să spuneți? Poară răspunse. Trebuie să ne întoarcem la o poveste mai veche decât colierul reginei, la curățarea grajdurilor lui Augeas. Hercule a folosit pentru asta un râu, adică una dintre cele mai mari forțe ale naturii. Hai să modernizăm ideea. Care este o mare forță a naturii? Sexul, nu-i așa? Latura sexuală este cea care vinde povestea, care face știrea. Dați oamenilor un scandal care are și nuanțe sexuale și o să aibă mai mult succes decât orice fraudă sau simplă șicanare politică. Eh, bine, asta a fost sarcina mea. Mai întâi, să-mi bag mâinile în noroi, precum Hercule, și să construiesc un dig care să poată abate cursul râului. Un prieten, ziarist, m-a ajutat. El, a cercetat în Danemarca până când a găsit o persoană potrivită care să poată juca rolul. A abordat-o, i-a pomenit întâmplător de X-Ray News, sperând că ea o să țină minte, și chiar și-a amintit. Deci, ce s-a întâmplat? Noroi, extrem de mult noroi. Nevasta lui Cezar este împroșcată, mult mai interesant pentru toată lumea decât orice scandal politic. Și rezultatul? Denumă? Nu. Reacție, virtutea răzbunată, femeia pură reabilitată, un uriaș val de romantism și sentiment a măturat grajdurile lui Augias. Dacă toate ziarele din țară ar publica acum știri despre deturnările de fonduri al lui John Hammond, nimeni nu ar mai crede. Ar fi considerat un alt complot politic menit să discrediteze guvernul. Edward Ferrier inspiră adânc. Pentru o clipă, Hercul Poirot se află mai aproape ca niciodată în cariera sa de a fi atacat fizic. Soția mea, ați îndrăznit să o folosiți! Din fericire, doamna Ferier intră în acel moment în încăpere. Ei bine, făcuia, totul a ieșit cum nu se poate mai bine. Dagmar, tu ai... ai știut tot timpul? Desigur, dragul meu, replică Dagmar Ferier. Apoi zâmbi, afișând acel surâs blând, matern, al unei soții devotate. Și nu ai scos o vorbă. Dar, Edward, nu l-ai fi lăsat niciodată pe domnul Poirot să facă asta. Evident că nu. Dagmar zâmbi. Așa ne-am gândit și noi. Noi? Eu și domnul Poirot. Le suruse din nou la Hercul Poirot și soțului ei. Apoi adăugă. M-am odihnit foarte bine la dragul de episcop. Mă simt acum plină de energie. Vor să botez eu noul vas de luptă la Liverpool luna viitoare. Cred că va fi o acțiune foarte populară. Sfârșit.